Ne bucurăm de vinuri și crame în toate anotimpurile, de la înfloritul viei la culesul ei. De aceea te invit să mergem din nou acasă la vin, să devenim turiști, enoturiști, să descoperim cum se transformă via în vin, cine sunt oamenii care fac posibil această transformare și mai ales să ne bucurăm de rezultate. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar acesta este sezonul 2 Wine Trips România. O zi, o nouă excursie cu Wine Trips România, unde o să mergem astăzi, probabil, la o vie, așa cum v-am obișnuit, dar nu o să merg singur, am un invitat drag mie și mă refer la adorabila Cosmina Păsărin. Trebuie să sosească, da? Am sosit! Bonjour, ce faci? Bine, ce faci? Îți mulțumesc pentru invitație. Sper că nu m-ai așteptat foarte mult. Mie de obicei să știi că nu-mi place să întârzi. Întâi trebuie să te chestionez. Ce vinuri îți plac mai mult așa? Îmi plac vinurile albe. Vinul alb este preferatul meu. La fel de mult îmi place să știi și vinul roșu. Da. Întotdeauna vinul trebuie să fie sec. Rozeu așa intermediar? Îmi place și rozeul. La vremea lui așa, da? Da, doar vara. Bun. Și îmi place și vinul spumant. Oh, cred că știu unde o să mergem, dar nu o să spun. Drumul cam lung, dar... E lung. Știi cum e? De aceea există Wine Trips România. Să călătorim, nu? Către normal, vin. Normal, și să stăm la povești și să vorbim despre vin. Da, pe aștept. Pregătită? Eu. Normal. Hai să mergem. Te mulțumesc! Dar frumos! Frumos, cred că o să-ți placă. Te-am tot ținut așa în suspans, dar e clar că, na, ai văzut, am trecut către Moldova, așa. Ne ducem mai exact la domeniile Lungu, domeniile Lungu care are și crama Hermeziu. Practic, domeniile Lungu vorbim de undeva de vreo 1500 de hectare de agricultură, să zic așa, în cadrul larg. Uh-huh. Și crama Hermeziu are, dacă nu mă înșel, undeva 150-160 de hectare cu viță de vie. Am ajuns, uite, ne apropiem aici de hotel și cred că ne așteaptă pe undeva domnul Lungu, că am... Domnul Lungu, că tot a fost drumul lung. Drumul lung, am ajuns la domnul Lungu. La domnul Lungu, da. Bine că am ajuns, minunat, ce frumos hai, e aici. Să mergem atunci, să mergem, Cosmina. Da. Cosmina! Abia așteptam să ajungem. Uite aici pe domnul Lungu, să zic că venim la vie, să vedem vie, nu? Da, hai la vie! Să mergem! Cosmina, ți-am promis că ajungem la vie, dăm voie să-l prezint pe domnul Vasile Lungu. Practic, proprietarul domeniilor Lungu, nu? Și a cramei Hermeziu. Da, așa este. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Să vă spun câte ceva despre locația unde ne aflăm. Grupul de firme se află în partea de nord a județului Iași, în terasa superioară a prutului. Mhm. Suntem așezați aici, ca să spun așa, de 21 de ani și de 10-11 ani cu plantația de vie și de 7 ani crama care face procesarea strugurilor de vin. Deci, uite, ne-a spus câteva secrete, așa da. E, de când a început. Da, noi venim după drum, ne puțin setem, dați mie voie să fac pe somelierul, sigur, asta am învățat. Mai ales că n-am, sunteți da? În specialitate. Așa, da, bun. Și am și mers ceva, trebuie să... Ce zici? E o vedetă, dacă, să știi? Dacă vedetă. Recomandă gazda și specialistul, eu nu pot să refuz să știi. Brut natur, e, nu? Brut natur. Doamne ajută, bine v-am găsit. Obținut din a doua fermentare a vinului din struguri Chardonnay. Din Chardonnay, nu?
Deci nu suntem în Franța, dar uite că avem Chardonnay-ul acasă aici, la, în Moldova. Foarte gustos. Aveți în total vie vreo 150 de hectare, 160? 150 de hectare soiuri de vin și 15 hectare struguri de masă. De masă. Și preponderent e pe alb, bănuiesc, nu? Alb și roze, ținând cont că traminierul și busuioaca, busuioaca de struguri pătate, sunt, o să vedem sunt noi soiuri cum roze și doar un 25% struguri roșii, respectiv fetească neagră și Cabernet Sauvignon. Și noi, Cosmina, când ești la vie, trebuie cumva să mai afli din secretele astea. Noi mergem, le vedem pe raft, în restaurant, vai ce frumoase vinul, dar spate sunt, de fapt, realitățile. Vinul pleacă de aici, din vie, adică nu este pur și simplu, e un dar așa, așa lăsat de la Dumnezeu. Și vinul, e clar, are povestea lui și fiecare loc are povestea lui, dar știți ce voiam să vă întreb? Care e vinul dumneavoastră preferat? Ce vă place să beți? Este foarte greu. Știu că e greu, tocmai de aceea avem patru soiuri românești, cinci soiuri internaționale. Din toate soiurile obținem vinuri premium. Așa că este foarte greu să vă spun. Cu mare plăcere beau și vinuri aromate, precum busuioaca de Bohotin și Traminierul, dar și Chardonnay, Sauvignon Blanc, fără să mai ce vorbim. Ce să zic, n-aveți gusturele de deloc. De fetească neagră, care după o anumită vârstă este necesar ca aliment. Așa. Știi cum e? Domnul Lung are o fată, o să o cunoaște. Dacă vine vorba de copiii din vie, e greu să discern care îți place mai mult, așa, așa dar reținu cu fetească neagră, o să deci țin am două fete. Două fete. Una se ocupă de partea de horticultură și cealaltă se ocupă de partea de câmp. Da, cereale și producere de sămânță. Da, eu trag spre vie, așa că vorbeam de Loredana. Ne plimbăm puțin și prin vie? Sigur, dacă vreți da, și cu tractorașul. Da, aud așa, e... Hai, tractorul. Hai cu tractorul! Păi, domnul, să mergem, nu? Mergem! Procedăm. Sigur! Uite, am ajuns la vie, dar știi cum e, numai ca pe vremuri, cu târna, cu struguri, cu alea, și am ajuns la o mașinărie interesantă, o combină. A, deci te-am combinat, vezi, să mergem să culegem via. Hai să mergem sus. Gata? Ai curaj? Hai. Da, normal. Ai că curaj? Hai. Da. Wow! Vai! Dăm să te ajutăm voi. Da, 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 da. Așa. Și așa. E friguț. Așa. Aaa, ce zgomot face. Avem numai fetească neagră pe aici, trebuie să recunosc, n-am mai mers cu combina. E prima oară, nu? Prima oară, da. Dar uite cât de interesant e felul în care... Dar... Practic e o acțiune mecanică, ea se scutură și strugurii intră în rezervoarele astea din stânga și dreapta și ulterior, da. Dar uite aici rezervoarele, ia uite. Da. Ce frumos! Gata, jos, până aici ai plătit! Hai că după experiența asta pot spune că sunt o tipă lipicioasă! Vește lipicioase sunt! Băi, am fost cu combina...
Ne-a plăcut? Da, 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 a fost foarte tare. Șef, ce să spunem? Mulțumim. La treabă, mulțumim. Mulțumim. Dacă mai aveți nevoie de ajutorul nostru, ne puteți chema. Veniți da. Și data viitoare. O să facem tot ca acum, aproape nimic, da, adică da. Ne plimbăm ne combi. Distrăm. A, da, 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 doar par. Sănătate, numai bine, la revedere, mulțumim. Mulțumim. Wow, ce zici, Cosmina? Unde suntem aici, domnule? Foarte interesant acest loc. Suntem în cramă, lângă un rezervor special unde se fabrică spumant. Deci din a doua fermentare a vinului bază de spumant, obținem spumantul prin a doua fermentare în acest rezervor special. Da. Am înțeles. A, de-aia mergeam noi cu paharele da, goale prin locul acesta, da. Nu? Da, da, da. Păi nu cred că ar fi potrivit să rămânem așa, să știți. Păi vă servesc. Haide să ne încercăm, da. Cosmina, e prima sunt dată foarte când curioasă, dau spuman da. Din tank, direct din, din rezervorul de inox. Asta era și ideea, de-aia rugam pe domnul Lungu. Și eu credeam că le știu pe toate, că am trăit pe și la pentru crame, mine tot că, pentru dar primare, e o experiență inedită, știi? Nu tot timpul ai ocazia să vezi. Câți litri avem aici? 10.000 de litri 10.000 de și rezultă aproximativ 13.000 de sticle cu aceeași calitate, fermentate, toată lumea știe, prin metoda Charmat. O, avem oaspeți, avem, bonjour! Da? Bine ați venit la noi, deși bine eu ajung mai târziu, bine mai ați venit dumneavoastră la noi. Cosmina, Cosmina, Loredana, cum să, că nu știu cum să te prezint, coproprietar sau... E bine așa. E bine, iubitoare da. De vinuri. Da, Loredana Lungu este iubitoarea de vinuri acestei crame, nu? Da. Și coproprietar împreună cu tatăl, cu familia, de fapt. E o afacere de familie. Cum să menține toată povestea asta? E reglată? Vane? Presiuni? Pentru că totuși... Totul este monitorizat pe un program special de fermentare, cu drojdii selecționate, cu enzime, cu temperaturi controlate. Am văzut că e afișată chiar aici temperatura, 11,7 grade. Da, acolo, deci 14. Este un produs finit în perioada de maturare și probabil în 30 de zile vom intra la îmbuteliere. În gama Madame Blue. Oh, Madame Blue, ce Madame nume practic cu spumantele ne pregătim pentru perioada cea mai intensă a consumului de spumant, respectiv sărbătorile vin de iarnă. Sărbătorile vin. Și bine că avem un pahar, ce trebuie. Păi ce să zic, hai Doamne ajută, bine te-am să ne pregătim și noi de iarnă, de sărbători. Eu vă arăt mai multe surprize decât v-a arătat tatăl meu până acum, v-a arătat vinurile spumante. Și mai ai surpriză, am văzut avem. Via, am văzut. Începe să ne placă de tine foarte mai tare. Mai avem, nu? Ok. Păi, nu, suntem pe mâini bune, da? Mă lăsați sigur. Să plec. Și eu cred că las totul pe mâini bune. Da? Mă simt am așa am muncit că... o viață întreagă și vreau să fie dusă mai departe toată afacerea. Doamne ajută, păi atunci, uite, o să plec cu fetească albă și fetească neagră, domnișoarelor, nu? Să purcedă. Cosmina, după cum vezi, trebuie să tragem și niște concluzii. Văd, simt gust, e foarte frumos în locul în care m-ai adus și mă gândeam că dacă într-o ediție viitoare nu mai pe cine chema, să știi că te poți baza pe mine. Am înțeles, am înțeles. Uite, deja m-ai fost fericit. Bine, am fost în vie, am văzut struguri, am văzut cum se face vinul și am ajuns aici unde practic avem produsul finit, nu, Loredana? Sigur. Aici produsul e îmbrăcat. Da, Sergio, adevărat. Am ajuns la partea unde vinurile sunt în ambalajul final. Aha. Cum îmi place mie să spun, ambalajul complimentează calitatea vinurilor.
am participat la foarte multe concursuri internaționale și desigur am obținut recunoașterea calității vinurilor prin aceste medalii obținute. Fiind ceva mai noi pe piața vinurilor din România, am ales să ne prezentăm într-o manieră foarte tinerească, astfel încât să atragem publicul tânăr din, poate din consumul de spiritoase spre un produs natural, 100% obținut din struguri, așa cum ați văzut chiar voi. Știi cum e, Cosmin, ăla ei? Ei au practic tradiție, au nou, dar refreshmentul ăsta vin cu partea de... Au grijă și de partea modernă. Numele Hermeziu, aveți voi gama aia scrisorii, întreagă poveste acolo. Hai spune-i și nouă, că cum îmi place mie să spun, dacă familia Negruții și respectiv mama lui Costache Negruție, Sofia Hermeziu, erau avangardiști ai vremurilor trecute, asta facem și noi astăzi cu vinurile noastre, cu etichetele noastre, suntem avangardiști ai vremurilor. Vezi ce, pe care le trăim, da. Ce frumos împachetează. Foarte frumos. Da, da. Vizual. Am luat-o pe Mademoiselle Sessoir, nu? Uite ce frumos. Și sticla îmi place. Asta e genul ăla de sticlă cu oarecare siluetă feminină, nu? Exact asta. Doamne, așa îmi place să o țin de mijloc. Are o notă feminină. Hai să o desfacem. Ce sfătăror, a? Sigur. Da, hai să o desfacem. Ce avem aici? Busuioaca, nu? Busuioaca de bohotin în gama Sessoir. Sec și demi-dulce, pentru toate gusturile. Pentru cei care rețin busuioaca de bohotin, emoția vremurilor trecute, demi-dulce. Aha. Iar pentru cei care vor să o guste în sec... Deja ritualul meu a fost oarecum schimbat. Schimbat, de obicei, mă gândeam la un dop de plută, să miros, să văd acolo, are sau un defect... Acest dop este foarte nou pe piața vinurilor din România. Atipic, și elimină aproape 100% defectul de dop. Busuioacă, nu? Da. Spunea poetul, busuioacă e sublimă, dar puțină. Voi câte, aveți câteva hectare, nu? De în busuioacă. Jur de 15 hectare. Deci aici nu e puțină, da. Dar e bine făcută. E bine, analiza vizuală clar ne transmite o poveste despre vin și în cazul ăsta, uite ce culoare minunată, nu? Trebuie așa pe un fundal alb, vedem povestea asta așa de somon, de foițe, de ceapă. De... La urmă, busuioaca asta puțin știu, este la origine în strugure pătate, îi spunem noi tehnic, pentru care pielii s-a închisă la culoare, maronie și de aici pleacă povestea. Nasul, ce să spunem? Și parfumat, ce ambalajul wow, pe măsură. Da. Bănuiesc că asta e ideea ta, nu? Cu Sessoir sau... Toate etichetele noastre sunt inspirate din opera lui Costache Negruții. Mai avem și alte game, Madame Bleu, Mademoiselle Rosé, două vinuri petiante, care au obținut inclusiv anul acesta medalii importante la concursuri internaționale, respectiv o medalie de aur la Mundus Vini. Aici avem medalii. Trebuie remarcat că acest spațiu se întâlnesc foarte des premiile obținute, trofeele, medaliile. Oricare ar fi preferințele tale în materie de vinuri, sigur le găsești pe EMAG la un preț avantajos. În plus, le primești rapid acasă sau la EasyBox. Caută-le și alege ce îți place. La fel de importantă este gama Scrisori. Este gama noastră de cupaje de vinuri. Și care e, practic, în spatele scrisorilor, decriptând așa, care e povestea? Aici există o serie de 33 de scrisori scrise de Costache Negruții pe când lucra ca traducător al lui Pușkin din limba rusă în limba română, ce le trimite acasă familiei și fac parte integrată dintr-un al doilea volum, mai puțin cunoscut, Păcatele tinereții. Oare ce vin bea, nu, când făcea traducerile astea? Că trebuia să aibă inspirație, vreo busuioacă, așa, greu de stabilit acum, nu? Este, desigur, o atracție locală, faptul că ne aflăm la doar 5 km de Casa Memorială Costache Negruții, acolo unde există biserica construită de el, școala la care el a predat și unde este acesta înhumat. Împreună cu aceste atracții locale, noi am construit și un hotel de 4 stele, astfel încât cine dorește să ne calce pragul să are poată și să rămână și peste și noapte. Deci avem și ce vizita în zonă, dar voi aveți multe aici. Băți un balt acolo, ce am văzut? Sigur, pescuit sportiv. Deci sunt multe zone de relaxare. Sigur. Avem hotelul, avem unde să pescuim. Depinde cum vor
să se împartă activitățile. Domnii la pescuit, doamnele la degustări de vinuri și apoi se inversează rolurile. De asta mi-a era frică să nu rămânem așa în zona asta. Și înțeleg că interesul e foarte mare, vin foarte mulți vizitatori tot timpul, nu? Sigur, poate veni familia întreagă la noi. Copiii pot vedea animăluțele pe care le avem aici în fermă, multe specii de porumbei, chiar și struții. Am văzut, am văzut și noi, da. Pot gusta fructe direct din pom, direct de la sursă. Am înțeles, părinții vor degusta fructele metamorfozate, nu strugurii. Da. Bă, și sucul, dar mie îmi place forma finită, sucul fermentat, așa, finalul. Și mie, de aia sunt aici. Da. Vin oameni din zonă sau din zone mai îndepărtate? Am avut oaspeți de peste tot. De peste tot, nu? E foarte bine că Iașu are și un aeroport internațional. Desigur, pot încadra și în cadrul de business o zi pentru oaspeții lor să se deconecteze. La fel cum pot veni, cum spuneam, și familiile. E o activitate pentru diverse grupuri. Bun. În concluzie, eu n-aș vrea, știi cum e, mi-e greu să țin minte și vreau să recapitulez. Mai spune-mi o dată, avem sesoar? Avem sesoar. Avem gama scrisori, doar cu paje de vinuri, gama Hermeziu te ispitește cu cele mai bune vinuri ale noastre, o simbioză perfectă în dansul etern dintre soare și lună. Doamne, nu știam valențele astea. Să vezi eticheta, cât de frumoasă e. Da, știu, am văzut acolo cu povești, da? Ce să zic, că nici mai am cuvinte, să mă bucur de domnia sa Busuiaca de Bohotin. Sesoar. La fel cum m-am bucurat și eu de prezența dumneavoastră. Mulțumim de invitație. Mulțumim. Ce să zicem așa? Mai venim, poate, da? La, aici mai rămân. Așa. S-ar putea să te întorci singur la București. Pa! Pa! Bun. Wine trips. Pa! Orbar. Rămânem, da? Hei! Santai! Santai!